Salutare și bun venit la un nou tutorial. Astăzi vă voi arăta cum să adăugați orice produs doriți de pe AliExpress în magazinul vostru de Shopify. În primul rând, avem nevoie de aplicația Deezers, care ne ajută să importăm produsele din AliExpress în Shopify. Căutați pe Google Deezers. Îi dăm să încercăm. Avem un plan gratuit, care nu necesită niciun ban. Îi dăm să creăm acont. Iar acum trebuie să dăm pe Shopify, că pe această platformă avem magazinul. După care îți va deschide nouă fereastră unde va trebui să dăm Add the App, să-l adăugăm aplicația și te întreabă dacă vrei să adaugi acest cont de e-mail. Aici îi dai să se instaleze. Alegem planul gratuit deoarece nu avem nevoie momentan de alt plan. Acum trebuie să autorizăm și AliExpress-ul cu această aplicație. Dăm pe AliExpress, apăsăm. Aici punem contul nostru de AliExpress. După ce ne-am conectat la contul nostru de AliExpress, ne pune să autorizăm aplicația Deezers. Spunem că suntem de acord și că autorizăm. Dăm pe Let's Start Importing Products, pentru că vrem să începem să importăm produse de pe AliExpress. Aici am un tutorial, dar nu este nevoie pentru că vă voi spune eu. Acum că am urmat toți acești pași, avem nevoie de extensia Deezers. Acum trebuie să intrăm pe Google și să căutăm Deezer's Chrome Extension și să o descărcăm. Dăm pe adaugă în Chrome. Îi dăm Add Extension să o aprobăm. Iar acum intrăm înapoi în AliExpress. Dăm refresh la pagină. Și aici jos avem un buton Add to Deezer's. Și după ce produsul a fost importat, intrăm înapoi în Deezer's. Dăm pe Import List. Iar acum vom da pe Edit Product în stânga jos. Iar aici vom vedea descrierea, imaginile, ce variante avem. De exemplu, dacă vrem să le selectăm pe toate, că sunt mai multe variante, sau vrem să lăsăm doar câteva, dăm pe Action și putem schimba prețul, putem să comparăm la un preț. Aici selectăm ce imagini dorim să importăm în Shopify. Iar aici, de exemplu, putem afla prețul. Dacă vrem să livrăm, de exemplu, în United States, scriem aici țara unde vrem. Căutăm, dăm pe ea. Iar în dreapta aici ne va apărea suma necesară livrării. Uitați, arată zilele și prețul. Iar acum vom da pe Push to Shopify. Vom debifa pricing rule, deoarece prețul vă punem noi pe care îl vrem. Dăm pe Push to Shopify. După cum vedeți, produsul a fost importat cu succes. Intrăm înapoi în magazinul nostru din Shopify. Dăm pe produse. Și după cum puteți vedea, produsul a fost importat. Iar aici vom modifica produsul cum dorim noi. Vom pune ce titlu vrem. Vom pune ce descriere dorim. Aici putem selecta dacă vrem să fie activ pe site sau să-l arhivăm. Aici este categoria de produse care ne dau ei, ne-o sugerează. Aici ne jucăm cu pozele, punem ce poză dorim. Aici selectăm variantele. După cum v-am spus și mai devreme, aici avem o groază de variante și le lăsăm doar pe cele care dorim noi, pentru ce model de telefon dorim. Iar la final, după ce am terminat de editat produsul, dăm pe Manage. Alegem unde dorim să apară produsul, online store și Facebook, Instagram, Twitter, ce mai aveți dumneavoastră. Dăm pe Save. Iar acum am verificat dacă produsul nostru a fost urcat pe site. Dăm pe online store. Și dăm să vedem magazinul nostru. Drept urmare, produsul a fost urcat pe site cu prețul de 2,29 lei, cum este pe AliExpress, dar acestea le poți modifica dumneavoastră cum doriți. Acesta a fost tutorialul de astăzi. Dacă îți place ceea ce fac, aș aprecia să mă ajuți cu un like și un subscribe. Iar dacă ai vreo nelămurire, lasă-te rog în secțiunea de comentarii orice întrebare ai. Iar eu îți voi răspunde cât de repede pot. O zi bună și succes!